Fuse și se duse. Gata, fraților, și cu 2021. A intrat în pungă, l-am livrat. Să ajungă unde trebuie. Începe 2022, dar până atunci avem o petrecere de făcut în seara asta. Ceva halim mai puternic, băutură, dans, femei. Mistolova. În fine, îi dăm drumul. E o seară specială și ăsta de fapt e un special, pentru că e vineri, e 31 și ne-am gândit să nu vă lăsăm așa pe gol. Mai ales că eu cred că toți la ora asta vă pregătiți pentru petrecere. Unul se spală pe cap, altul își calcă cămașa, alta își face ceva manicură, pedicură. Și pe noi ne-ați prins la fel. Anul ăsta facem Revelion împreună. Adică, aici la podcast împreună cu fratele Mihai Dragomir Raid și cu fratele Constantin Diț. Adică Costi și cu Mihai. De ce face Revelion împreună? Că așa s-a stabilit și nu avem un altă parte. Că nu credești pe aia, că suntem obligați pe contract. Deci, e vineri seara, ne pregătim și noi de petrecere. Unii mai mult, unii mai puțin. Dar am zis că între timp cât se machiază fetele noastre și se pregătesc soții noastre petrecere, noi să stăm și la un pahar, la o țigară, să vorbim și două, trei lucruri despre ce a fost 2021 ăsta. Ca să nu treacă neînsemnat. Am intrat oricum pe aplicația de la Taz și cred că este singura aplicație care livrează astăzi, pe 31. Așa că am luat un platouaș cu ce-i place lui Costi, somon afumat, și ce-i place lui Mihai, salată biof. Biof, mă! Mămăligă-i pentru mine. Ne-a livrat tazul și Emagul ne-a dat cu vin ca pe sufletul nostru. Nici nu i-am zis că o să fim toți trei, dar ei ne-au trimis un Corvo, pentru că rimează. Da. Vandemia 2020, scrie fel. Vandemia. 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 Vindem-o în 2020. Lasă, pune jos. Lasă aia jos. Mamă, bă, că cine l-a desfăcut și a bătut joc de noi. Trei sferturi. Dă-ți-o șpuhul. Deci asta era ideea. Ideea era că e sticla. Vă rog, sănătate. N-ai voie, mă. Stai, mă, dau cu aia. Mi se bagă doar o sticlă. Sănătate. Mai dă-o acolo, bă. Dar și a început emisiunea, mă, cum știi? Stai, mă, că a văzut. Bă, a văzut Mihai asta două. Spun din asta, nebunule. Da, dă-i. Cu toată atenția. Ia dă-mă coace, că acum e chestie cu mine. Ia dă-mă coace. Ai pus... Ai pus ulei pe el și nu poate să-l mai desfac. N-am pus nimic pe el. Ulei ai pus. Hai să vedem. Bale, băluțe. Ia. Fii atent, fii atent ce înseamnă. Răbdare și tenacitate. Ia. Hop, ce-a făcut? S-a desfăcut o rap. Așa am zis. Ia. Îmi place șpriț sau sec? La mine sec. Mergem pe... Oh, la domnul cu plovărașul sec. Vrei cu... Eu vreau cu de toate. Hai, noroc și băi, sănătate. Noroc, sănătate. Sănătate, dragul meu. Mormântul de beton l-am plătit. La mulți eu. Ani. La mulți ani. La mulți ani, adevărul că e după whisky ăsta chiar... Merge la merge, merge, băi, merge. Băi, ți-i bau de mult vin. E bun, e... Băi, nu mai e tip acum, dar pentru cei care vor să servească și un Corvo la o masă, de exemplu, de Sfântul Ion, să intre bun. Pe Emax, să-l comandă, îl găsesc acolo. E bun, mă? Da, e bun, de bine se întâmplă. Ați dat Xiaomi-urile pe Silent? Ce-am Xiaomi-urile, le-ați dat pe Silent? Ce-am făcut? Dacă toate Xiaomi-urile sunt pe Silent. Oh, n-am știut. Da. Ia, haideți să lămurim din start. Plecăm. Da, bă, frate, eu vă propun un fir logic al discuției, dacă putem să-l păstrăm. Acum, na, lumea nu o să ne judece. E în ajunul revenionului și dacă o să ne îmbătăm prea tare sau nu o să mai fim coerenți, oprim emisiunea la un moment dat. Da, ce mai contează? Da, cât avem haine pe noi. Da, corect, corect. Bravo. Restul dăm pentru membership. În ce sens? Ce vrei să duci acolo? Aha. Frumos, frumos. Ai luat la lanții. Da. Da. Să lămurim din start. Există poartă interstelară în Carpa sau nu? Da. Unul la mână. Eu aș vrea să existe. Asta e răspunsul meu. Da. Trebuie să lămurim o dată pe totdeauna, pentru că asta e fiecare. De parcă știi că ai văzut-o cu ochii tăi. Nu, dar câți nebuni cred treaba asta? Eu cred că există la o... Păi, să vedem dacă există sau nu există poarta interstelară în Carpați. Că se bănuiește că e. Ajunge acolo, intri și... Stai, nu știu că asta cu poarta, știm ceva despre? Da. Eu nu știu nimic. Bă, sunt o grămadă de nebuni care cred că există o poartă în Buceci, nu? Dar de ce nebuni? Pe bune? Da, mai ușor, frate, cu nebune. Bine, mă, nebun. Cu nebunii stânga și dreapta. Vizionari, hai să le zicem vizionari. Vizionari, da, bravo, da, bravo. Mulțumesc, mulțumesc. Eu știu de ce l-am adus. Așa mult de psiche? Da. Mai face? Așa mă zici și că sunt vizionari care... Da, mă, că e o poartă... Eu am avut și în... Copilărie. Da. Dar am completat eu. Bă, stai, mă, un pic. Iartă-mă, stai. Mamă, mi-am trecut toate ideile alea în mine. Zi, mă. Da, mă, că sunt și tuneluri. Da. Multe. Deci ai intrat pe poartă, te-ai dus pe tunel și ajungi la Constanța.
Corect. După munții Bucești, fii atent. Dar eu am auzit niște teorii că ajungi în altă dimensiune. Te întâlnești cu Matthew McConaughey în Interstellar, în ce bibliotecă. Ce caută el? Băi, luați-mă și pe mine când vă uitați, mă, la filme din astea, că să-mi bag cealaltă senzația, că în seara aia la mine eu am zis că nu pot să vin sau ceva. Nu. Interstellar era, Interstellar, mă, cu Matthew McConaughey, când e blocat. Da, în... eu știu, băi, filmul știu, dar zic de partea asta, cu tunelul. La un moment dat a căzut și un elicopter undeva pe lângă, în Apuseni, dacă mai țineți minte. Ah, da, gata, și a fost o bănuială, cum că elicopterul ăla era israelian. A fost dobor. Israelian? Nu se putea să fie din Vietnam. Nu era vietnamez. Nu era vietnamez. Și a fost, căci că ar fi fost doborât, că a trecut pe lângă, foarte aproape, pe lângă aria 51 asta a noastră. E un fel de aria 51 a noastră. Și e foarte peste de vânătorii de munte. Nu știu, mă, da, e o zonă protejată și păiți de vânătorii de munte. Știți că avem vânători de munte. Da, mă, avem vânători de munte, dar ea păzesc caprele negre să nu îi împuște vânătorii vânători. Și floarea de colț, dar între timp are au grijă de asta. Bă, tu știi câte flori de colț am văzut eu pe Bucești? Bă, o să râzi. Foarte multe. Nu, uite, așa e și a lumea cu buchete, buchete. Bă, cu flori de colț. Da, bă. Uite ce buchetele mici, ele mici atât. Unde ai văzut asta, mă? Eram mic într-o clasa 1, aveam 7 ani. Bă, aveam 7 ani. Și m-au dus cu ai mei, că eu aia a fost singura mea călătorie la munte. Da. Când avea 7 ani. După aia m-am mai dus în clasa 9. Tot acolo m-am dus, că ăla îl știam drumul. Știi? Și cu buronul. Da, bă, am fost sus la Caraiman, la cruce. Și ne-am îndepărtat un pic așa și erau niște demenți care culegeau flori de colț. Bă, ca da, să aveau... înlăturăm orice fel de suspiciune asupra subiectului. Ce culoare au florile de colț? Roșii, bă, sunt, roșii. Nu sunt roșii, bă, roșii, roșii, sunt pufoase, mă. Așa. Ce culoare au aici pufoase? Alb, așa, spre gri, dar frumoase foc. Le-am alb spre gri. Alb. Da, bă, și le vedeam acolo și erau demenți care luau și buchete. Erau, flori de colț. Nu știam eu ce era, bă, era... Răspunsul e simplu, există sau nu? Adică să zicem clar, există? Nu, există poartă interstelară în Carpați? Eu am zis că aș vrea să existe, dar zic nu, răspuns final. Răspunsul sau... tu? Nu. Nu, eu zic ce? Că există. De da? Ce? Am pus-o la pământ. Fiecare spune mă, ce okay, crede. Am înțeles, gata, da, da, da. Corect, așa e, mă, da, să stabilim. Și gata, deci... a murit aici? Nu, dar dacă atât... e așa e 2 la 1. Deci s-a votat împotrivă. Înțelegi? Deci nu există. Sara de Himalaya. Mm-hmm. E adusă de acolo? E de pe muntele Himalaya? Clar. Clar, bă, unde? Păi, bă? Am înțeles că totuși pe muntele Himalaya se da. Face sare de Himalaya. Dar se fac undeva la, nu știu, mai jos, 500 la... de kilograme pe an sau se fac foarte băi, greu. Sare de Himalaya, dacă pe cutie, bă, așa îți dai seama dacă e autentică sau nu. Stai-mă puțin, că n-am terminat ceva în dus din zemânul. Știu ce origine, dar zi. Dacă scrie clar că e made in China, e originală, e clar de acolo dus. Da, de la Himalaya. Eu așa testez, frate, și la blugi fac la fel. Stau puțin. Este original, băi. Sigur. Nu știu dacă pe soare de Himalaya scrie. Scrie treaba asta, dacă era, scrie unde e făcută. De câți ani mă se mănâncă sare de Himalaya? Se mănâncă ceva vreme. Păi aia zic, să ducea dracu muntele ăla de sare. Dă-l dracu de munte. Păi nu, bă, că nu putem să consumăm noi planeta un munte de sare. Ce vorbești, bă? Păi, dar tu, acum prezumția ta este că tot muntele Himalaya din sare? Hai să o luăm așa ușor. Nu mă, dar muntele la mic de sare al lor, că da. Nu e, el muntele nu e, mic. Bă, muntele tot mic. Himalaya asta nu e jumate sare, jumate munte. Explicați-ne, domnul Dorjuveanu, ziceți. Ei, tu ai impresia că bă, ăștia au acolo un munte infinit de sare? Nu, eu am văzut cum se face sarea de Himalaya. Am văzut și eu un documentar, bă, dar și tu mai pălașesc așa. Da. Fac niște bălți de să adună apa acolo și hârș o răzuie. Da, da. Așa. Răzuie apa. Bă, tu dai, uite, du-te acum într-un orice supermarket de la noi de aici. Da. Bă, câte sute de chile de sare de Himalaya au cumpărat aia să vândă la un singur supermarket. I-au luat tot. Bă, care tot, mă? Au luat supermarketurile noastre. Bă, dar noi suntem singuri care mâncăm sare de Himalaya în România. Nu mai vor nici sârbi, nici moldoveni, nici ucrainieni, iar că nu mai vor. Da, mă, că e nesănătoasă. E toată lumea. E nesănătoasă. Ce au zis? Bă, dar știi că sunt și lămpi. Fii atent, că nu mai... Nu, că sunt. Sunt zile oamenilor. Ai lampă sau nu? Am avut o lampă cu sare. De ce ai luat lampă cu sare tu? Că mi-ai strat tu că face bine, mă, sarea aia de Himalaya. Da, cu aerosol, cu chestii bune. La veioză. La veioză, da, bă, știi ce-și veioză? Am luat, am fost calic, căcat mare, am luat una de 35 de kg. Băi, am zis, băi, am... 35 de kg? Da, mă, păi am 100 de metri la apartament. Și tu ai?
Am avut, am primit cadou ceva. Dar cu mine, mă, am primit cadou, n-am luat pe eu. Așa, fii atent că nu e doar așa. Eu am luat, când am luat, prima oară când am primit, am primit una mică așa, că un bol. Dar nu știu dacă și ăsta. Da, mă, dar stai, tu ai avut cataroaie de alea mici? Nu știu, frate, am primit-o. El am un cadou de... Băi, erau niște cât bumbu ăsta așa, erau mai multe pietroaie de astea și le erau într-un vas și de desubt o lumină, un bec, da, și le încălzea și... Nu, fără ventilator. Pe fără ventilator nu ai făcut nimic. Nu, mă, nu, că ea... Trebuie să ventilator să împingă. Așa era asta cu ventilator. O aveam la capul patului, mizeria aia, microbolul ăla cu șase pietre. Și am zis, ce facem cu mizeria asta? Și m-au zis la ăștia la magazinul cu... Am zis, de unde mi-au? Și am zis, păi, Ștefan, cel mare, acolo e un... Băi, și am zis, era micuțe, cât paharul mai mare. Și ai zis, domnule, cât aveți? Și ai zis ăla cu excavatorul. Asta e bună, domnul Rai. Zis, cât are asta? Are, mare, 10, 12, 35 de kg. Am adus așa acasă și am pus-o pe cântar. Bă, dar... De ce așa de mare? N-ai văzut când ai luat-o că era mare? Nu, eu am văzut mare ca să-mi acopere tot apartamentul, bă. Azi, 100 de metri, că e era. Corect, mă, că are dreptate omul. E ca la aer condiționat când e de... Da, bă, și-a lăsat ușile deschise, se duce, da. Se ducea în toată casa, tu nu simțeai, nu vedeai. Da. Ci că așa e. Bun. Și eu am, la un moment dat, ea a sfârșit pe balcon, că am zis, eu nu mai țin cataroaie în casă. Băi, și în balcon am ținut-o vreun an de, nu știu. Dar îți dai seama că pe balcon vecinii tăi, care, cred că s-a dus și la vecini, cred că nu știau de ce sunt așa sănătoși. Da, da, s-a topit. Mulțumesc, bă, un an de zile. Da, bă, balconul închis. Nu contează, duce prin țeava de la scurge. Băi, când am luat-o de acolo, deci aveam tot parchetul, mi s-a umflat de la sarea în puțicenia, că ea s-a topit. Dar mai vine miros de marihuana pe țevile de la aeristire de la vecini? Da, la WC-ul de servici tot timpul. Și n-ai depistat cine e ăla? N-ai cum. Eu nu am râd de fumează în baie. Ori vecinul de dedesubt. Da. Dar nu cred că acum are copil. Când n-avea, cred că bubuia. Și ce, nu mai ai voie să fumezi marihuana după ce ai copil? Nu știu, poate devii mai responsabil. Așa. Dar nu prea mai miroase acum, să știi. De când s-a născut el mic de jos, nu... Nimic, miroase a lapte praf. În schimb, vecinul de lângă, de la mine, bagă. Mamă, nu că bagă. Bagă machială și o chihăineală. Chihăineală? Adică chiuie sau? Le chinuie, domne. Domne, dar ce taute, că mă știu. E singur înseamnă. Le chinuie, le... Nu înțeleg. Le zghiofine. Ia femei și le jupoaie. În sensul ăla. Bun, am rămânit tot cu sarea de Himalaya. Da. Deci, n-are cum. Cumva, cred că se poate. Băi, ea adusă. Da, eu cred că oamenii care se uită acum au înțeles clar. Da, ești nebun. Sarea e adusă de undeva, dar nu doar din Himalaya, mă. Lasă-mă. Poate nu e nici bine să vorbim. Murea toată Himalaya până acum. E bine să vorbim la... Da, poate să uite la emisiune cineva care din chiar... Din Himalaya și... Hai de mă! Hai să fim totuși mai ponderați. Ia uite-l! Vine Dalai Lama. E adevărat că dacă bei o lingură de ulei înainte să te apuci de băut, rezici mai mult la băutură? Da. Ați auzit-o pe asta? Da. Am băut ca prost. Da. N-am băut pentru asta. Am făcut ceva tratament. Nu știu, nu mai știu pentru ce era bun. Cum? Uleiul. Stai un pic. Nu, mă, dacă ai auzit asta, teoria. Da, am auzit asta și cu teoria. Slana și cu asta, știi că bagi un pic de slană înainte și e același principiu, știi, cumva. Uleiul, da, ulei, ai băut ulei gol? Da. Înainte să bei băutură? Da, da. Era și într-un film asta. Ai luat ai din făcut sticlă? Asta? De ce ai făcut? Era cum? Cum ai luat din sticlă? Mergeam la majorat la un prieten, la Dia, la Hârșova, cu Neamțul, prietenul nostru. Și am zis așa, știam mitul ăsta și am zis, eram acasă la mine și am zis, bă, ca să ducem să-i le bem la aia toată băutura. Asta era de fapt scopul, să mergi la o petrecere să le faci gaură lor. Să crezi legenda. Nu bei pentru tine, să te simți bine. Dacă era gratis, nu trebuia să bei tot. Da, să bei tot de la tot. Așa. Și așa că ne-am pus amândoi, nu știu, un cum sunt șaturile acum, că atunci nu știam ce sare așa. De ulei. Ulei de floarea soarelui, mă, da. Și am zis, hai, noroc, bang, la o oră, cred că l-am vomitat, îți dai seama că s-a dus dracu. Deci nu recomandăm în seara să de revelion pe care dacă vrei să crezi legendă, merită riscul. Merită. Dacă vrei să crezi legenda, da, pentru că legendele se creează greu, frate. Uite, Zoro, exemplu. Ce? Câți ani au trebuit să umple pe acoperișurile aia noapte? Zoro, cred că era antrenat. Pahar de ulei, bă, bune, asta era tot. Și faci legendă în seara aia. Și oamenii o să zică, Dumnezeule, omul n-avea nevoie de apă. Știi, era da, nu, nu, nu e o mizerie asta cu ulei. Merge, mă, funcționează, e logic. Sufletul, bă, ești nebun la cap, îl pui pe masă așa, bă, uite, între astea, între salată, beu. Poate că unii au mai multă toleranță la ulei și rezistă. Nu există, bă, mai bine vorba lui Costi, mănânci o șunculiță aia, cred că... Merge așa, e mai bine. Na. Uleiul. Dacă este o slană, da, e și cald. Dar dacă îl bagi în vene, nu se duce mai repede unde trebuie. Bravo, bravo, bravo. De aici încolo, să-mi amintesc să nu mai filmez cu tine serialul ăsta. Da. A făcut serial, nu e cu soluții tehnice, bă. Că el să-și bage în venă, ulei în venă. Deci acolo... Și pe partea elaltă își bagă vodka, să vadă care rezistă. Și se întâlnește uleiul cu vodka,
În aia și da. Nu... Bă, știu că nu deci... sunteți fumători, dar pentru ca să creăm o atmosferă aici... să facem bine puțin, să creăm o atmosferă de petrecere de Revelion, gata, o să gata, vă rog la fiecare câte un pachet de țigări. O să fumez, da, mulțumesc, uite, deci, l-am băgat în buzunar deja. Da, să vă concentrați, zic că sunteți actori, puteți să pară că sunteți fumători, adică bro. Să fumați da. Cu poftă. Da, bă. Pentru că și urmează o întrebare... Mi-au luat și mie de la producție. Yeah. Exact, de la fumai, când fumai. Să pară, ca să pară, știi că nu... Că, da, că se vede că nu ești fumător. Da, tragi. Uite! Da, uite, știi? Și ideea e să-l tragi în piept, ca să-mi teneci, cum a făcut colegii. Nu trag. Eu fufăi. Da. Nu vă jucați cu ele, pentru că știi că fumatul ucide și atunci nu vreau să muriți astăzi. Nu fumați. Bun. Mergem pe o latură mai serioasă a lucrurilor. De-aia v-am și pus să aprindeți țigara. Da. M-am și speriat acum. Zi, Mihai, da, băi operând, ce ți-a marcat, cu ce te-a marcat pe tine anul 2021? Adică, pe tine personal. Costi, să știi că tu urmezi, te pregătești. Mamă, sunt babcele, dar eu... Ți-am zis ca să știi, că te-a văzut că ai intrat în... Băi, vrei să răspunzi tu înaintea lui? Nu, mă, că n-am. Ai? Băi, n-am, ceva bro, trebuie nu. Să fi întâmplat. Cu ceva v-a marcat. 2021. Ce, doamne, ce, că a fost... Bă, m-a marcat mizeria asta cu... Da, asta a fost anul trecut, bro. Asta e continuarea acum. Știu ce ești, cu pandemia, cu chestia. Nu, mă, nu. Ceva personal, mă. Poate s-a întâmplat o chestie, ești din comuna anul ăsta, pe care nu ai cum să o uiți toată viața ta. Ba, am avut un moment în care mi s-a întâmplat asta și mă bucur că mi s-a întâmplat și o să rămână toată viața în minte. Sau, dacă s-a întâmplat ceva nasol, bă, uite. Am lovit mașina sau nu știu. Și o să rămână minte, că de obicei nu știu, ceva care să te fi marcat, să rămână de 2021. N-am avut, mă, următoare încheieturile foarte tare odată pe lună. E liniștit, așa e la mijloc, exact cum nu trebuie, nici așa, nici așa. Și uite, pe el a început să-l doară, în 2021 a început să-l doară. A început să-l doară încheieturile odată pe lună. Bă, cum vreau să mă duc la sală cum mai au încheieturile, mă pun și eu, că eu problemă. Ele simt săracele, știi ce vreau asta să fac? Mă, că mă așez în flotare așa, băi, deci zici că le-a rupte de aici. Uite un moment care l-a marcat. Și m-am gândit așa, m-am gândit la vârstă, zic, bă, dar stai un pic, că am 41 de ani, fac 42 acum în ianuarie. Dar abia de aici începe viața. 14 zile. Și mă gândesc, zic, bă, ce dracu, mă, deja? Da, bă, e o mizerie asta, nu m-a marcat nimic, mă. Că a fost la fel cum a fost în anii trecuți. E un an greșit ăsta. A fost mai bine. Pe mine m-a marcat, de exemplu, faptul că am fost pentru... Dă-ne o idee așa. A nu știu câta oară cu fiul meu în Delta cu Octav. Și eu am recordul la, știu că, 93 de centimetri tatuat pe mână. Și te-a făcut? Da, și fiul meu a prins-o, știu că, de un metru. Și bă, nu că m-a marcat. E o amintire foarte plăcută pe care da. O am. Am și poza și am fost acolo în parcă, s-a întâmplat asta undeva în inima Deltei. Și mi-a rămas în minte. În 2021 s-a întâmplat treaba asta și nu o să uit. Să o gândesc la 2021, momentul ăsta în care cu fiul meu am dat în barcă și a prins un pește mai mare decât am prins eu toată viața mea. Da. E un moment. Da, bro, l-ai. Bravo, păi nu, la asta mă refeream. La chestie genul ăsta. Nu contabilizez momentele, da? Ui, poate că a zis Alex ceva, poate că ți-aduce aminte că anul ăsta a zis ceva. A sau... zis, asta rămâne cu vreau în brațele tatii lui. Asta? M-a omorât într-o seară la somn că el, na, îi ziceam, hai la nu știu cum a zis el, tatii lui. Dar când mi-a dat-o cu asta cu vreau în brațele tatii lui, era cu el la somn și mi-a venit să ies. Ana, azi? Vreau brațele tatălui. Vezi? Cât de ți-a rămas. Asta să rămână toată viața, pentru că o să faci mișto de el și la 18 ani. Asta vreau în brațele tatălui. El o să te sune să ceară bani care nevoie și tu zici, vrei în brațele tatălui, a? Ai în brațele tatălui dacă vrei bani, vin da. Încoace. Costi, tu. Bă, oricum mă omor tu cu asta, mă. Da, mă, cu presiune pe tine. Săptămâna trecută mă trebuie ce am făcut anul ăsta, ce? Nu știu, n-a rămas nimic, bro, n-am. Când te-ai mutat în casă nouă? Anul trecut. Pe final. Asta nu vrea, nu vrea. Așa un... Nu, păi mă, da, n-am. 2021 e anul în care te-ai așezat la casa ta. Băi, eu acum când am fost la petrecere, la acum, când am încheiat, da? Pe cum mi-am dat seama că eu n-am ieșit în casă pe foarte mult timp, adică păi foarte și local. Păi nu spuneam așa. Asta, când o să te muți la casa ta și o să faci ceea ce îți place, nu o să mai ieși, frate, pentru că îți place acasă. A, uite asta, 2021 da. E anul în care ai stat foarte mult acasă, cu Raluca, da. Cu cei mici, da. Ai stat acolo, da. Ai făcut șprițuri la tine pe terasă, ai stat singur, te-ai uitat la lună, ai fumat țigări, ai făcut ce ai vrut. Da, dar uite, vezi, nu ne dăm seama de chestia asta. Păi da, e un an important, mie mi se pare că, de exemplu, an important? Anul... 2 ani au fost importanti. Nu. Eu spun că e un an important pentru tine că s-a întâmplat treaba asta, pentru că știu ceilalți ani. A, da, dar eu îl puneam anul trecut, știi? Dacă păi, da, s-a da, îți aminte cât s-a împins și de Crăciun când v-ați mutat, când am vorbit pe cameră, la masa de Crăciun, da, era da, prima da, da, adunare da, da. De o făceai... Adevărat, era da, de Crăciun, era acum, Costi, nici n-a trecut un an.
Da. Nu terminase. Dacă îmi întreb, 2021 a fost plin la casa ta, la asta mă refer. A trebuit să rămână în cap că a fost primul an în care ai stat cu copiii și cu soția în casa ta făcută de tine. Da, asta, hai să zicem asta. Hai să zicem că e primul an în care am reușit să stau cu copiii mai mult timp și mi-am dat seama că sunt niște lucruri acolo, că se pot obține foarte multe lucruri. Se pot îmbunătăți relațiile doar stând împreună. Asta da. Deci valabil pentru toată lumea. Să mai vină 2 ani de pandemie, să mai rămână. Nu, să nu mai vină 2 ani de pandemie, dar ideea e că, bă, da, dacă da. Vrei să, na, știi? A fost o pauză binevenită asta după anii aia de dinainte de turnee, filmări la greu. Ne mai apucăm de stand-up. Da, bravo. Ne apucăm să facem stand-up. Da, bravo, am zis exact cum este, nu. Da, ușor, adică ai simțit lipsa, vrei să facem? Vai de capul meu. Eu aș vrea să-l facem și aș vrea să fie primul an în care să fim îmbrăcați în femei. Bravo! Foarte bun. Să ne ducem în ca zona ca o noutate, pentru că glume noi n-avem. Venim cu glume vechi, îmbrăcați în femei. E Dizzard. O să zică lumea că l-am copiat nu, pe Dizzard. Nu, tu n-ai înțeles ce mecanism am dezvoltat eu, că noi n-am scris glume vechi. A, ok. Vreau să dăm drumul în ianuarie, glumele vechi, dar îmbrăcați în femei, să nu mai știe lumea cine da, este. Da, mă, glume vechi, îmbrăcate niște doamne foarte bine. Așa îmi imagineze că o să zică. Au niște doamne pe scenă foarte bine. Trei doamne și toate trei, patru doamne. Da, aia crea să lua glumele de la Bobonete. Da. O să fie discuția. În schimb, aia brunetă înaltă, superbă. O prezență superbă. Și nu știu ce se spune despre nas, dar nu știu la femei ce le cu nasul mare au. Au aia, nu, e o legendă. Au picior mare, da. Asta era. Ce se întâmplă dacă vine pana de curent? Știți că urmează să se întâmple. Da, se da, da, am auzit. Nu o să vină. Nu o să vină? Stați liniștiți, nu o să vină. Ăștia au zis că o să vină, adică... Băi, am vorbit eu cu cine trebuie, nu o să vină. Deci trecem, putem să trecem peste lejer. Dacă vine în Austria, nu vine la tine, mă. Dacă omul a vorbit... Am vorbit cu niște oameni care știu niște alți oameni care au niște cunoștințe care s-au întâlnit cu bătul la pădurul. Bă, tu știi că transformatorul ăsta de aici după jandarmerie bubuie în fiecare an de Crăciun când e... Bă. Nu mai bubuie, că s-a schimbat. Ce mă? Păi eu stau aici, eu știu. Bă, cu 2 ani a zis că s-a schimbat, ai zis tu, da? Da. Anul trecut când a dat poleiul ăla de... Ți-a bubuit ție în ochi, de știi. Bubui, bă, am văzut flamă, bătul. A făcut, a, exact așa. El așa bă, la transformatorul mai mic. Aduți aminte. Bă, fii atent. Nu, că el era departe, de asta auzi, dar la el a ajuns doar la distanța. Era cu tine și cu Mărginea, nu? Nu, cu tine și cu Săbăreanu. Da, aproape cum se aude, stai puțin, că mai fă curios. Dacă asta e de... aproape, poți să-l faci de aproape? Asta era departe, la cred că 3 km. Da, mai tare. Ei, pe final s-a bășit. Bă, stăteam cu tine cu Săbăreanu, la tine pe terasă. Da. Anul trecut, tot pe vremea asta. Mai știi când ne uitam noi așa și ploua și la un moment dat a luat foc stâlpul ăla? Da. Ăsta de aici, de la poartă. Când s-a schimbat, bă? Bă, bine, nu mă interesează. Eu am panouri solare pe toată casa. Bravo! A venit frumos, mi-a plăcut asta. Nu mă interesează. Soțica, ai râs ca prost. Și noaptea merg pe solare. Am energie la mine, deci casa vezi? E verde. E verde, casa e verde. Așa, casa ta e maro cu crem. Și maro cu crem ce este? Te rog frumos, nu mai minți. Casa mea e verde și tu ai zis casa mea e maro. Casa ta e maro. Dar de ce ar, trebui să fim... Bine, place! Da, scuze. De ce ar trebui să fim mândri? Stai mă puțin că ne-am depășit asta cu pana de curent. Deci eu păi am zis... Mă, că ai vorbit și... Eu, da, omul nu era convins că pe ăla a explotat nu știu ce transformator. Voi v-ați făcut, bă, provizii, că sunt o grămadă de oameni care și-au făcut. Scos, eu am luat generatoare. Bă, generatoare, lanterne, baterii, că au zis toți. Eu am rămas în tiegerică, de atunci de la criza mondială. Am mai ai? Mai am, mai am. Eu am dat tot orezul și fasolea, ei le-am dat lui tata. Păi pe orez te bazai în criză. Bă, băi, e așa, orez, ca să încheiem pasta. Ideea e că nu o să vină pana de curent. Nu, și-a făcut provizii de orez și fasole. În pandemie, prima oară, bă, când ai cumpărat, nu ai luat, mă, un palet de fasole, de făină, de ce dracu ai cumpărat? Luat? N-ai luat? Nu, deci Costi era singurul dintre care n-am. Copilul tău după 6 luni de criză mondială Gogoși. În care hai tati cu fasolea aia, mănâncă tati. Da, e bună. E bună. Ce tu n-ai cumpărat? Că am luat niște conserve. Ce ai luat niște conserve? Că am vorbit cu fractul și fractul mi-a zis, bă, ăla s-a dus înaintea noastră, s-a dus la metro și a luat tot. Bă, tot am ai luat. Am luat 1700 lei conserve. Ce poate conserve? Că ai luat, ai luat făină, ai luat orez, ai luat tot, bă. Dar le-am pus în apartament. Și din cauza ta, prostule, am luat și eu mai bou. Am luat, bă, dacă ăla și-a luat, o știe el ceva. Și dă-i și ea. Și acum cred că mănâncă câinii lui... Ai grijă, dacă mă duceam la curve de bani, te duceai și tu? Și luai mai multe? Vezi ce ți-am pus capcană. Vezi că vorbești măscări. Băi, ca să încheiem asta cu pana, ca să aibă un sens. Da, te rog frumos. Deci ideea e așa, pana de curând n-o să vină și dacă o să vină, înseamnă că am înțeles eu greșit și cer scuze. Da, nu se văd. Te prinde cu chiloții în vină. Da, îmi cer scuze, retrag. Ar trebui să fim de ceva mândri anul ăsta? Aveți de ce să fiți mândri?
Mamă, de, ia zi-mi da, și zi-mi și noi suntem români, nu. Să fim mândri. Păi eu pot să vă dau un exemplu. Ia dă-ne mă tu. Anul ăsta, după 10 ani de serial, am făcut record de audiență. Bravo, mă. Corect. Da. Am făcut cea mai mare audiență de când facem un serial de 10 ani. Da, mă, dar știi care e problema? Că problema e că tu știai ce o să întreb dinainte. Nu, man, eu am niște asta. Mă frești pe mine că... Eu vin aici, eu vin pregătit. Mai acum am pui asta în față. Păi da, mă, dar ți-am dat exemplu ăsta. Ai dreptate, mă enervează. Știi că eu trebuie să-ți dau mai dreptate. Că și eu vreau asta, dar asta era răspunsul meu, bro. Știi, dar numai nu m-am gândit dacă îmi ziceai de acasă. Atunci nu mai dau exemplu. Pun întrebarea și vă las pe voi. Nu, dai exemplu, că așa nu este mai așa. Păi da, da, și dacă tu ziceai, eu am fost mândru că nu mi-am lăsat mustață, ăsta aici am fost mândru că am slăbit și aici am asta cu părea iar. Da, iar ne făceai. Dar ne bagi în căcat. Dar oricum ne-ai băgat în căcat acum. Nu, eu încerc să vă ajut, eu vreau să vă creez amintiri, să vă aduc aminte. Bă, uite, s-a întâmplat asta. Ar trebui să fim mândri. 2021 e anul recordului ala Sfierbinți, după 10 ani. Dar tu ai mai băut în vreun an mai mult ca anul ăsta? Mamă, eu sunt mega slab pe anul ăsta, din punctul ăsta de vedere. Anul trecut am băut mai mult. Aoleu, stai că e 2021, da. Primul an de pandemie. Primul an de pandemie s-a băut. S-a rupt. Industrial. S-a rupt, bă. Tu dai seama câtă sticlă nu s-a reciclat? Înseamnă că ai băgat și anul ăsta dacă ai pus întrebarea asta. Nu, mă gândeam la anul ăla, la primul an de pandemie. Nu, tu ai băgat și anul ăsta, răspunde la întrebare. N-am băgat, mă, anul ăsta. Am băgat chiar mai puțin ca anul trecut. Bă, de ce minți, mă? Ți-e frică de ceva, de repercursiuni? Nu, mă. Crezi că uită cineva care n-ar trebui să uite? Nu. Ți-e frică de maică-ta? Nu. Îi spun eu. Ce, nu știe mama ce... Marcela a băut mai mult decât a băut anul trecut. Na. Nu mai e ce, nu e adevărat, că e adevărat. Ai băut de față cu ea. Copii, ai băut de față cu maică ta. Să uită oameni. Oh, asta zic. Am băut, bă. Care este teama voastră cea mai mare? Ce ar trebui să ne temem în 2022? 2022? Da. Gândiți-vă. Bă. Băi, cred că încă de un an, cum a fost ăsta cu de 2021. Cu restricții, că nu se mai duce sărăcia asta de COVID. Da, asta ar trebui să ne temem? Bă, mie de asta mi-e teamă, că nu stăm, ia, nu, îl iau, nu-l iau, vine valul 6, valul 7, valul 8, valul 9, lasă-ne dreapă, că vrem și noi să trăim normal. Da, dacă ne-au fost pregătiți de extraterestri și în 2022 da, fiind să ne extraterestri. Da, mă, stai să-mi așa la bubă de jos să mă înțeleg. Că acum ați luat asta cu extraterestri, da, nu că ți-ești gura ta, ok, bun. Da, mă. Dacă ne-au pregătit COVID-ul ăsta, da, eu într-o invazie, din noi, eu înțeleg perfect ce spui, Bobo. Și o să ne ia doar pe... Ce mai e sănătos, nu? Da. Și o să ia ce... Doar crema. Da. Ce de anul ăsta? Mie îmi frică la anul viitor de partea asta economică. Mie, personal, știi? Tocmai. Că o să fie mai greu. Da, asta. Deci? Păi de ce? De pandemia asta, de pauza asta, de toate microfilmele astea. Ce n-am avut pandemia anul ăsta? Mi-a mers chiar bine, a fost chiar bine. Ție, mă. Da, mai sunt alți oameni, pe lângă tine. Nu, păi vorbeam mai de noi, oameni... vorbeai de tine tu acum. Dar nu de mine, mă, vorbeam de tu. Noi. L-am general. Da, e nasol. E nasol că au scumpit ăștia. Bravo, bă. Anul ăsta... Mi-a fost bine, bro. A mers treaba. Ce cum e? Să vârte! Da, sunteți proști amândoi. Poate am murit unii care n-au ce să mănânce, dar pe mine mă la... Erau mai mult, dar... Eros! Prostule! Are, mi-am făcut, mi-am închis da, 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 o hăinuță am pe mine. Da, corect. Auzi, nevasta tânără, copii, nu merge în picioare, ci... Mă mai vrei, bă, de la mine. Da, prostule, vezi că ești prost. Ai zis, bă, individual ne-ai întrebat. Bă, de ce mi-e frică de asta, mă, o să te atingă, bro, și pe tine, că ești bine. Se scumpesc toate. Știi? S-au scumpit deja. Păi s-au scumpit. Vezi? Ia uite cum ne apropiem de adevăr da, aici. Da, bă, dar muncești. Nu, da, să muncești. Nu, credeam că o zici pe aia cu... Da, bă, dar îmi permit sau chestii de genul da, ăsta. Da, bă, da. Cât să se scumpească? Da, bă, da, bă, da, bă, ce cât trec. Poate să facă? Dă da. Cât e benzina aia, mă? Sunteți atât de proști. Acolo, mă uit la ele. Mergi cu bicicleta electrică, băi, tâmpitule. Auzi, mergi cu bicicleta electrică. Ai dat capul, bă. Bicicleta electrică? Da, dacă îți dă o ploaie, mă. El nu vine de la el până la mine, are 6 metri, când plouă, nu ajunge. Lasă-mă, dracu, în pace, că m-ai omorât azi. Vine tsunamiul. Deci azi m-ai omorât. Dacă n-am făcut 4 drumuri de la mine până la tine pe jos, am tras vreo 3 tricuri. Lasă-mă, dracu, în pace. Ploua, ploua, ploua. Păi eu sunt răcit aproape, mă. Uite părul. Hai, mă, lasă-mă. Fii atent, că tu te-ai cumpărat alea. Deci eu m-am spălat pe cap azi. Da.
ei, 10 minute, vino cu, hai că e 5, hai că e 6, hai că, bă, lasă-mă, dracu, am venit, m-a pus gluga în cap, mi-am stricat părul, una la mână. Te-ai transformat în la bătrână. O, mă, dracu, mă, dracu, mă, dracu, și mi-ai venit și mi-ai zis, ce la, du-te acasă, mă, și îmbracă de calma, ca om, ca te da, mă, te dă-n-o. Păi, și tu aici ești, mă omoară ploaia. M-a omorât! Dus, întors, dus, întors, dus. Bă, cred că am făcut 1,5 km, 2 Eu nu mă mișc, bă, bă. Bă, ceva trebuie să mai facă și ție rău, că prea ești. 1,5 km, 2 Se refie nouă, refie că 2022. Doamne, e vorba asta, bă, mine mă doară la doamna! Am tot! Da, da, am mărit din post. Vorba, bă, că am tot. Am cardul! Am cardul! Oprești, cine a să oprească pe aia, că zici că e nebunul la cap, că am mărit ea. E proști, doamne, e proști, nu. Ia uite la cardul ăsta, a? Faceți loc, faceți loc? E problema. O să mănânci banane la jumate și să le arunci după balcon? Da, da, da. Nu mănânc banane, banane. De-aia urâtă. Eu de-aia cumpăr bananele, să le arunc. Tu mai vrei banane. Nu, iau un snop de banane și aștept să se negrească, zic, mă piși pe ele. Ah, te aruncă. La revedere, la, știi ce e în balcon? La mine fac cernozium de banane. Ești prost la cap. Crești și faci un strat. Da, frate, și după aia pun acolo gogonele. Bă, așa să fie, uite, dacă o să ne meargă nouă rău, măcar avem bani de la da, asta. Da, da, ce proști sunteți, vă sunteți proști rău de tot. Mamă, 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 mamă. Proști rău. Oh. Uite, cum ai zis? A, bă, că ești prost. Ia, ați înțeles niciunul, sunteți doi proști. Ziceți, ziceți repede bancul anului. N-am, eu n-am. Niciunul? Bancul anului? N-am, de ce face Uliu, că tot am ajuns la vulturi. Nu cred că zici. Ba da! Eu zic. Care, mă? Uliu, știi de ce face, de ce se spune Uliu? Nu. Că el era, de fapt, la bază era vulturi și când s-a dus în picaș după șoarece, s-a dat cu de pământ și a zis Uliu, 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 Uliu. Și a rămas Uliu. E nasol rău de tot. Mama, asta e din aia, din zona aia ta cu... Da. Marie, ești vie, ha, păi da. De ce nu faci struguri? Da, da, e foarte mult. E greu toate astea. E greu de lași față aici. Asta e pereții stomacului groși, că altfel da, nu e. Bine. Da. Eu bancul anului, eu rămân la cu doamna cu țâța. Cum? Cu doamna care merge pe stradă cu o țâță scoasă. Și arut să scoasă afară și polițistul zice, doamnă, vedeți că aveți o țâță scoasă pe afară. Și aia bagă, zice, a, să mă uita pe la mic în taxi. Asta mi s-a părut cel mai vizual, așa, și... Mi-a plăcut. Tu n-ai niciun, n-ai auzit anul ăsta ceva care să fi rămas în cap. Da, e bun și ăla cu țiganii cu, cu pădurea. Cu deșertul Kalahari. Da. Nu știu, zi mă, zi-l și pe ăsta. Nu mai știu cum era. Da, e bun. Da, e bun. Da, aia de să duc la un interviu la Rob Silva. Să duc la un interviu la Rob Silva și întreabă. Îi întreabă pe țigani, voi unde ați mai lucrat? Și sunt Kalahari. Nu, în deșert, în, în pădurea Kalahari. În pădurea Kalahari. Și a zis, păi ăla e deșert. A fost. Ce a fost? Stai, mă, puțin. Stai, mă. Ce a fost? Bă, man, ai, l-ai terminat la banc. L-a rupt? Da. Ia, bă, cum era? Stai, mă. Doi țigani să ducă la da. Interviu de angajare la Ocolul Silvic. Stai, mă, puțin, lasă omul ăsta acum, dacă... Nu, nu, nu. Deci la Ocolul Silvic, nu la Rom Silva, atenție. Și... Aoleu, acolo ajung, ai Silvic. Da, mă, da. Mm. Și se duc acolo și intră. Domnule, aveți experiență în domeniu? Și ăștia zic, da. Pe păi unde ați mai lucrat? Și zic, în pădurea Kalahari. Și ăștia zic, păi, da, ăla e deșert, nu e pădure. Acum. Nu are, era mai bine, cum am zis. Adică, la tine nu te-a lovit în niciun fel. Stai puțin, deci a zis pădurea Kalahari și au zis deșert. Ce facem, îl dezbatem? Deșert. Și ei, țiganii au zis, acum e deșert, de când au lucrat ei. Era mai bine cum ai zis, l-a stricat. Mă gândesc acum, era mai bine cum l-a zis el. Tu l-ai zis așa, direct. Eu n-am zis nimic, mă, ești nebun. Da, ai zis. Bă, băiat, tu l-ai stricat cum l-a stricat ăla, cu păsărica și cu bulă, că l-am avut aici în podcast, nu mai știu cine mi-a zis. Dar a stricat bancul de tot, cum bulă care intră peste măsa, măsa pune mâna da, și da, bulă zice, ce, ce ai acolo? Și măsa zice, o păsărică, a, zice, bulă, iese afară și o ce la tasul, zice, tată, tată, ce, ce am fost, am intrat peste mama în baie, ăuă, zice tasul, și... Ce, cred că ai intrat o păsărică în p***. Și fii atent. Băi, și fii atent. Ăsta de la... Bună. Atenție. Și fii atent. Păi stai să vede. Băi, Costi. Fii atent cum l-a stricat mamă, ăsta. Mamă, 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 mamă. Bă, ascultă cum l-a stricat omul. Și omul s-a dus să zică bancul, da? Mai da. Departe. Într-un alt context, dar el a auzit. Corect, corect. Dar l-a auzit și a vrut să zică mai departe. Da. Și a zis așa.
Fiți atenți, vă spun un banc. Intră bulă peste măsa în baie. Băsa, da. Măsa făcea duș. Și măsa pune mâinile în față. Și zice măsa... Ce-i acolo? Zice bulă, ce-i acolo? Și măsa zice o păsărică. Și bulă zice, vă, să nu-ți intrem. L-a scurtat, adică l-a scurs pe taică-su și mânca și taică-su, actorul care juca pe taică-su, mânca și la o pâine. Se pare nu mai în banc. Da, l-a scurs. Să nu-ți intrem. Da, corect. E lui, e tot acolo. E tot acolo, dar l-a terminat de tot. Adică nu l-a terminat de tot, dar e altă poveste. Bă, băiatule, dar șanț. Da, deci tu n-ai niciunul, n-ar să mai... Nu, dar deja am discutat aici, s-au zis niște bancuri foarte bune. Hai să întreb pe asta, cum era Revelionul altă dată? Ce vă mai aduceți aminte din Revelioanele pe care le-ați făcut în tinerețea voastră? Vă aduceți aminte de Revelionul făcut de părinți în care eram ciutan și eram pe acolo, pe lângă? Da, clar că cum era? Unde erai? Bă, eram la Hârșova, la Constanța, la unde? La Giurgeni, am la prins Revelion la Giurgeni, la bunica mea în casă. Pe noi ne băgau pe toți într-o cameră, își puneau două mese, că erau camerele, nu erau decomandate. Cum e cu decomandate? Erau ușă în ușă, deci era ușă, următoarea cameră. Și deschideau ușa la... De ce râzi, mă, prostule, că nu știu cum te-ai cadut. Stai și mă gândi și acum ce vreau să zic, că nu erau decomandate. Erau, nu erau decomandate, adică erau comandate greșit, ce-ți mai. Erau comandate ușe. Erau niște camere, nu contează. Da, mă, nu mai dă-le mai cu vorbă jos. Ai, dracu, ingineri, mă, ce stai blocat. Da, mă, nebunule, dar tu te-ai blocat. Tu te-ai blocat, ai urea. Nu mai știu, decomandat, nedecomandat. Nu contează, irelevant. Da, mă, zi, puneau o ușă așa, deci deschideau ușa. Puneau o ușă. Mă, mă, întreb, mă, lași să zic. Da, mă, te las. Bă, spun paharele astea în cap. Nu mă, gata, zi, dar fii atent. E ușor, stai cu minte. Termină și tu. E filmat. Zi. Nu putem așa. Și dacă e filmat, ce nu putem să ne tăiem? Îi dau un pumn în gură, dar e... În fine, zi cu asta, cu decomandate, care era comandate greșit, de fapt. Puneau două mese. Era un apartament, capul, bă, asta... Nu, mă, era acasă, casă, la casă, scuze, la Giurgeni. Scuze, stai că sunt... Dădeai din cameră în cameră. De aia erau decomandate. Da, corect, dacă era acasă, nu știu. Acum, la țară decomandate, că el... A vorbit cu aia. Cardul, doamnă, are! Cardul! Hop, un pic, cam ce e? Decomandațiile, doamne, eu nu pot așa. Decomandațiile. Să fie scumpe. Cardul, doamne. Ce camere vreți? Decomandate. Hai, vezi că sunteți proști. Măi, ideea e, intrai din casă într-un hol care dea în toate camerele. Intrai. Și făceai Revelionul. Erau patru camere. Da, bă. Una lângă alta. Patru camere. Dintre două puneau masa, puneau mestre și între alte două stau așa. Așa, zici că era ca la pomană. Așa. Scuze. Am vrut să-i pomană. Vreți, doamne ajută. Nu face nimic. Deci era un lâș. Ai s-a părut că aici ceva rău, era ca la pomană. Scuze. Da. Așa că am greșit-o că ești ăsta aici. Și băgau materiale cum ar veni. Deci noi eram închiși acum și că eram perușii. Îi băgai perușii toți într-o cuspe. Ce vrea să fac? N-avei ce să faci, dar oaie că nu puteau să ne trimităm partea aia în casele mici, că erau casele mici și casele mari. Păi unde? Vă urcați pe sobă, vă ardeați, vă pârleați pe acolo. Eram și mulți, eram 14. Păi... Bă, 14? Și erau ăștia, făceau niște nenorociri. Nu știu la ce, nu mai țin minte la ce dracu ascultau ei muzică. Cred că la bă, de ăsta, de aveai și tu la... Caștan? Nu, la Caștan, la magnetofon, da. Magnetofon, tata, cu sau la pica. Clasic. Caștan e zicea la magnetofon. Da, Caștan. Caștan sau cel mai des întâlnit model era Caștan. Mm. Bă, și făceau niște alea, niște nenorociri de petreceri. Pe sisicheci? De... Da, mă, gala, trei benzi. Boys, boys, boys. I love you, love you, chica. Nu, boys, boys. Simă să am nouă, simă să am mă. Și Revelioanele mai tânără în coace. Ce aduce aminte? Că noi le făceam la... Marea majoritate le făceam la Tactul, la bar, la Giurgeni. Când ne duceam la Hârșova și luam navetele de bere. Câte? Trei navete de bere, o navetă de vodcă, că de fapt, parcă Tactul nu le avea. Am fost și la Savu la un moment dat. Am fost peste tot. Am fost și la cu casă. Colindu, deci după ce te îmbătai la cărciumă, o luai așa din casă în casă, salut, la mulți ani, voi ce aveți? Și te făceai... Tu ce ți-aduce aminte? Băi, eu am, ca să-ți dai seama cum era pe vremea aia, că știu, nu știu dacă mai... Băi, noaptea, trecerea între ani, era o chestie mega specială, frate, adică dacă n-aveai tot anul, știi, cu, te duce, stai la cuz, la ulei, la nu știu. Dar mi-amintesc că nu, asta, știi, cu bananele alea puse în ziar. Noi aveam asta în București, Pantelimon, pâine. În ziar, de stăteam cu gândul la ele. Că în noaptea, de, atunci se mănâncă, frate, nu înainte. Nu înainte, da. Și mi-amintesc că asta care exprimă tot. Aveam
Păi nu mai știu, era și o legendă, cu nu mai știu, oh, cunoscut, dar nostru care povestea. Da, aveai, da, aveam, știu, frate, mă, știi? Cardul, doamne, cardul! Prostul, eu stăteam la Constanța, tu că aveam da, portul bravo, acolo, da, era tata cu... Zena nu era pe sânge. Bare de portocale și de banane, dar eu dormeam pe banane. Da, eu iartă-mă. E un tip pe care și nu scap acum, știm toți, nu am un lapsus, care povestește chiar de asta, că... A avut atât de multe banane verzi pe vremea aia, încât când a avut prima oară banane galbene, da, a zis că sunt stricate, dar nu mai știu cine povestea. Da, știu, dar nici eu nu mai știu. Eu dar când știu am văzut prima oară alunele, Andy, nu mai știu cine, eu alunele am crezut că sunt fasole. Alune. Ideea venise un vecin din Libia și a venit cu alune. Și eu când am mâncat, a zis că e fasole crudă. Și aveați de revelion astea? Bă, știu că era asta. Știu că n-aveai voie să... Asta mi-a rămas. Când n-aveai voie să te atingi de nimic până în seara aia. Da, și în seara aia, din păcate, era totul gândit așa, știi, bananele veneau atunci, Pepsi venea sau Cola, sau, Pepsi, nu, Pepsi, poate era, Pepsi, Cola. 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 Totul venea atunci, deci tot ce era gătit. Da. Și am imaginea asta cu dar eu. Dar la prăjituri vă lăsa să vă atingeți de prăjituri? Nu. Nimic. Alea erau sus pe mobilă. Exact, sus, da, pe atunci, când se dădea ziua. Salată, băf, nema, nimic, băi. Și atunci, păi, instinctiv, da, n-ai mâncat până atunci, era o poftă, îți dai seama, cumulat așa în aia, o săptămână de vezi alea și nu, ia mâna! Era impus, forțat. Și fii atent, eram eu cu, nu știu, un unchiul meu, Marius. Bă, asta definește tot. Pentru că noi, tu începeai la 8, da, la 8 se punea pe masă, dar tu aveai de acolo de parcurs toată mâncarea de s-a gătit o săptămână și bananele și alea și vrei să mănânci din toate. Problema aici. Că dacă mănânci din toate, ți se face rău. Normal, mai ales că nici nu ești obișnuit să mănânci toate alea. Exact. Bă, și am imaginea asta. Eu cu unchiul meu, bă, jur, chircit așa în poziția fetus, deci copil, așa în baie, îl durea abdomenul de la... Da, făcuse... Ce faci? Dai seama că se strâng toată alea în tine, da. Dar el în durerea aia lui, pe baie, pe podeaua de la baie, striga... Să-mi păstrați și mie o felie de torn! Bă! Că săracul știa că na, pâine o să se ajungă la torn. Și nu mai poate. Cursa pentru ăsta a terminat, bro. Ești pa, a ieșit în cursă. Dar aia la alții mai mănâncă. Aia care au fost atenți, care au luat cât o gură, zice, taia puțin. Ușa, că sunt torte la 12 noapte, ești de bun la cap. Nu m-a aruncat cum așa. El n-a știut, s-a aruncat ca ăla, care a văzut prima. Mamă, bunătăți, pe și la tort. Tort! A, dar nu mai pot. Da. Bă, și asta strigam, o sărac. Tort. Nu că salvarea că mi-e rău, duceți-mă la urgență. Nu, asta era problema. Cine venea, el rezista da, într-un fel se, acolo. Se păstrăm, îți dai seama că i-am zis că, da mă, stai niște, că îți păstrăm. Dansuri, îmbrăcăminte, vă mai aduceți aminte? Ați avut un revelion în care ați fost starul revelionului? V-ați dus îmbrăcat într-un fel? Nu există asta aici, da. Nu? Am avut un palton maxim. Ai avut un blug mai special sau o cămașă no, care să fi făcut atracția serii? Eu am avut un palton de la, în, nu mai știu cum dracu îi zicea, erau niște V-uri, nu carouri, erau niște V-uri așa, dar tata, era tata tânăr de la 18 ani. Pepit? De, nu Pepit, la Giurgen, mă, aveam eu un palton din ăla, dar bătrânesc tare, în anii 70. Și ăla de s-a pune mie, era foarte șmecher în el. Bine, m-am lăcat pe mine de frig în el. Aveați vreo schemă, vreo ceva? Așteptai o oră anume din revelion în care îți faci schema ta sau... Bă, aveai o chestie la dans sau o ceva aparte al tău? Ce dans? Adică nu vrei să te faci remarcat niciodată la o seară de revelion cu nimic? Nu, bă, care se îmbăta mai tare. Eu am fost introvert așa multă vreme. Da? Da, liniștit acolo, pe canapea, frumos. Nu ai avut treabă cu asta. Nu? Da. Da. Și bă, fetele, ce ziceau fetele? Fetele ziceau ce ziceau ele, ce băiat de treabă. Nu știu. Vedeau așa, nu zicea, bă, băiatul avea o problemă sau ceva, de ce stă așa retras? Nu, frate, târziu, când am dansat și prima dată cu o fată, am zis, cred că am rupt. Nu, nu, am zis asta. Mea, nu mai, n-am cred că am rupt. Nu, eram destrăbălată. Nu, dar știu că mi s-a părut o performanță, mi s-a părut, bă, da, frate. Acum sunt bărbat. După aia mi-a explicat alții că e altfel. Dar eu te-am văzut pe tine la dans și ai, la aici pe populară și pe aia, nu știu de unde ai asta. Eu merg pe energie așa, asta e. Pe energie, dar ai și pașii cât de cât. Vine și a plecat. Păi cum, nu, după aia am făcut la școală, ai făcut fieroiul cu cine? Am făcut, îți arăt spectacol cu mine, dans contemporan, rup. Să mor tu. Ce mă? Da mă, ești nebun. Du-te bă de aici. Ai tu filmat acasă? Nu am filmat acasă, dar... Păi și unde mi-arăți? A rămas în analele. Trebuie să fac rost de asta. Era dans contemporan, tu? Stai seama, el, la 2 metri. Păi avea materie la școală. Da, mă, știa, bă, ești de bun. Cu cine ai făcut? Fieroiul? Nu. Cu Florin? Nu, cu Roxana Culceagă am făcut eu. Și? Și am avut... Ce făcea? Cine erai? Păi era un spectacol foarte simpatic. Îți dai seama că trebuie să scoată becurile, că ăsta la cât de lung era. Ce mă, aveai desprinderi?
Ce-a bă, aveam chestii complicate, frate, ești nebun. Adică ce? Pentru mine. Nu mai ții minte nimic? Ce făceai, mă? Zi-mă. Adică dacă nu mai țin eu minte. Dacă mai ții minte vreo schemă, de ce ești că e complicată, da? Zi-mă, cum făceai? Zi-mi, arată-ne o schemuță. Tot felul, luam cu Raluca dansam. Da? O întorceam pe toate părțile la un moment dat. Băi, lasă-mă, dracu. Da, mă, nebunule. Hai, mă. Băi. Da, m-am făcut, da, a fost, zi-mă, a fost foarte bă, bună, na, eu nu că... sunt fan. Da, da. Ai luat 10, adică te-a lăutat, profesorul a zis, da, bine, bă, chiar te miști frumos. Când ai rămas tu cu tine, că da, mă, le plăcerea fanii, îți dai seama că nu m-am dus pe dansul ăla, că eu sunt, cum zici tu, anumite părți din mine sunt din lemn, n-ai cum. Eu n-am zis asta, eu sunt maleabil, eu sunt ca o... Păi tu ești maleabil, ești ca o pisică, eu știu. Nu, nu, el, ești ca un leopard în... Da, da, băi, de-aia faci așa. Eu sunt mai de lemn așa, dar... cum ar veni, am făcut dansul, structura dansului în funcție de cum sunt eu. Aici ceva simpatic, în fine, dans contemporan. Tu îți dai seama că era Pinocchio direct. Aș fi vrut să văd. A fost simpatic, bro, ăsta face, vorbește face aici. Mișto, Pinocchio, Pinocchio era, în dar el în capul lui, dacă n-a dansat niciodată. Și, nu mă le plăcea că eu m-am luat după aia, de ziceau, știi? Chiar rădeau, era o chestie, am băgat ceva de Matrix chiar aia. Băgase mișcarea de Matrix. Să mă arăt, da, mă, nebunule, păi ori mergem până la cap, ori torți, ne jucăm așa la... Te-a pușcat cineva sau o făceai pur și simplu? Bă, tu-ți dai seama, Matrix, la 2 metri, cum se vedea, mă? Poveste, era un dar vezi că sunt două școli aici, da? E școala în care se lasă pe spate, așa. Așa. Trece până în cap, și e școala aia care a studiat foarte bine și când se lasă, se și mișcă. Pe... Știi? Adică... Nu știu, nu știu. Deci te lași pe spate așa eu sau lași așa, bro, eu nu, no, 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 te-ai dus în profunzime. No, no, băiatul a studiat. Superficial, a studiat. Așa, doar am un zâmpit. Zic, de, după aia zâncesc că sunt dar șarpe. Dar l-a făcut două zvâcuri pe spate așa. Dacă eu fac mișcarea asta în seara asta de Revelion, să nu încerc că nu știam și pe aia știa. Oricum sunt în spate și dacă e să cazi, te... Nu, nu, lași acolo. Frate, după aia C7 cu B9 sau... Nu contează. Sau tasat. Voi veți acum aduceți telespectatorul nostru în eroare, dar eu sunt de o elasticitate și sunt comun. Eu te știu că te-am văzut. Deci face podul din picioare, deci n-ați văzut. Da, 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 mie îmi place că după o anumită vârstă dansez mai mult de mâini. Bine, sau de vârstă. Să te încuiești din poziție. Ce-a făcut? Iertați-mă. Face podul din picioare. Normal, că nu poți să faci culcat, că te încuiești și trebuie să ajungi la arcadă. Faci un pod. Da. Mamă, mamă, da. Mamă. Și toți dansăm aici, știi? Da. Mai mult de aici, la nivelul picioarelor, na, mai ușor. Nu, doar la mâini. La tine fiind înalt și mâine lungi, văd aia de la gogoșerii de anunță gonflabile. Da. E așa era. Păi așa era el, mă, în ăsta, de zice el că dansa bine, era așa pe tot. Aia bine, mă, lasă. Alea de la stadion, lasă-mă. Alea două de la stadion. Iată că poate Faruz de înregistrare. Faruz de înregistrare, că a fost spectacol public, frate. Mamă, de și momentul nostru. Fai de capul meu. Să vedem asta. Da, mă, nu știu. Îl punem în scenă la anul. Am niște poze. Da. Pe care vreau asta să vi le arăt. Cum sună. Dar înainte, nu, sunt niște poze trimise de pomană pe care vreau să le comentăm puțin. Dar până la alea, ca să nu uit, da. O să încep cu știrea lunii. Stai că eu nu văd, eu trebuie să mă rog. Ascultă, da, un grup de ăsta de geniști din, din Anglia, pasionați de descoperiri de explozibile din al doilea război mondial, s-au dus pe un fost câmp unde s-a întâmplat o bătălie acolo și unul dintre ei s-a împiedicat și a căzut cu anus într-un obuz. Eu n-am crezut asta. Și da, a ajuns la spital cu obuzul în anus. Colegia care a pus un cearceaf pe zona aia a zis, da, doctor, i-a zis să aștepte, să stea jos, a zis, nu se poate să stea jos, că sărim toți. Știi ce a zis, cavar, era... Da, și a zis, trebuie să stea în picioare, am intrat, i-a dat cearceaful la o parte și... Acum nu te gândi că era... Păi asta mă gândesc. Mai mă gândesc fine, așa. Ăștia au explicat mortarul, așa. Din ăla, doctorul presupun că a întrebat ce e asta. Mortier, exact. Orice doctor întreabă înainte să se apuce de treabă, cred că au întrebat ce e asta. Mm-hmm. Și aia este un obuz din al doilea război mondial. Și eu cred că a fost printre doctorul nu care a întrebat de atunci lare. Sau, da, și ăștia au zis, de atunci obuzul mondial. A căzut astăzi. Depinde cât de bătrân era genistul respectiv. Cam cât ghinion să ai să cazi. Eu nu cred asta. Eu am mai zis, am mai vorbit asta. Eu nu cred. Știrea e peste tot. Bă, omul probabil că eu cred că e ca ăla cu mașinuțele. Adică? Care mașinuțe? Eu un tip la un moment dat a ajuns la doctor și avea vreo 4 mașinuțe. Unde? În anus. Sau vreo 2. În fine. 2 și o sticlă. Pui mei. Whatever. Da, mă, nu mai contează. 2 mașinuțe avea. Ideea e că el a zis că din greșeală au ajuns acolo.
Acum... Aluneca pe alea și... Nu am asta, cu din greșeală. Înțeleg că ai copii prin casă, te-ai dus să-ți iei ceva din frigider seara, ai alunecat... Și ți-au scăpat toate alea. Dar două, frate! Ai luat toată seria sau cum? Băi, chiar ai căzut pe colecția de mașinițe ale lor la mic și te-ai și frecat. Sau... Ești chiar ești fraier. Uite, fiime are un... Stai, poate să explice, mă, cum am intrat. Da, scuze. Da, fiime are un... Are mai multe mașinuțe care se leagă între ele cu magneți. Ca un trenuleț, așa. Da. Și e salvare, pompieri, poliție și mai vine o locomotivă și cu vagoane cu tot. Deci e un lanț cam atât. Dacă și locomotiva... Stai, bă, că sunt toate de aceeași așa, mă, și zi-mi cum ajung... Bă, dacă ele erau lipite cu magnet. Așa. A fost ajuns să intre locomotiva. A intrat locomotiva și a tras după aia cu magnetul. Tic, 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 s-au dus toate. Bă, dă-mă, dreacă de treabă. Dar n-au pus nimic rezistență acolo. S-au descoperit. Poate era, era deschis la... Cât de deschis să fie, mă, ce-i balcon? Era open-minded. Asta zic. Dă-mă, dracu de treabă. N-au zis că erau patru mașinuțe nebunele. Ai pe așa ajungi la de-alea. Cu unde, unde ai pus crumiera? Ah. M-au așezat pe aia. Nu s-a așezat. Și efectiv, la un moment dat... Unde mă trebuie și eu? Bă, Ionuț, Ionuț, cât ai venit? De un sfert ora venit. Bă, dar ce dracu mă, cu tine, mă, mâncați ești la subt gaura alea, că ideea e că aici au descoperit că erau prezervative puse toate astea. Deci iată. Omul... Ia. Înțelegi? Așa mă gândesc și la asta cu obuzul. Eu mă gândesc că a plecat cu echipa. Da, știi cum el e. Avea pus... El singur s-a retras. S-a retras. Din greșeală, mă. La el la un moment dat era pe câmp acolo el și la un moment dat a văzut obuzul ăsta. Obuz. Ce, asta a făcut el, el așa? El având apucături de genul ăsta. Da. N-a văzut obuzul, a făcut asta. Nu mă, nu, el s-a uitat și nu ori vezi, generale. Ia uite, ce a zis, auzi, ce a zis. Nu ori vezi, generale, generale, nu ori vezi. Vede obuzul, face așa. Stai mă nebunule. Generale, nu ori vezi. I-a trimis, i-a dus în eroare. Comunicat cu echipa, bro. Da. Ce? Primei ce comunică oamenii ăștia din armată. Fii atent, i-a trimis pe o pistă greșită. Ești în dată aici, generale nord-vest, adică noi... Da, adică de acolo vin. Le-a zis, generale nord-vest, acolo e. Și ăia s-au dus toți. Măi, ăia e că la un moment dat el a văzut ăia, că ăia s-a plecat, s-a pierdut de grup, cum ar veni. Ei, s-a pierdut intenționat de grup. Bă, și la un moment dat pe câmp... S-au buzul ăsta. Și el având apucături, a zis... Ce-o fi dacă... Ideea e că la un moment dat el a încercat-o, mă. Asta a fost. Doar să văd, de curiozitate, nu e... Știi cum e? Doar să-i simt gustul. Cum ar fi? Nu se poate, mă, să fi încercat de curiozitate. Bă, că era ruginit, n-ai cum, mă, să te împiedici să treacă prin pantalon la militar. Bă, dacă era să întâmplă... Bă, dacă i-a scuțit ăla, mă, mortierul ăla. Băi, n-are cum să... Băi... Da, bă, dar era în poziția aia, s-a împiedicat și a găsit un accident. Bă, cât o fi fost? Ai văzut poză? Eu cred că toți doctorii când a zis, m-am împiedicat și am crezut, toți au zis... Da, 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 domnul George, da, e ok, e ok. Teoria, da, ta, este, teoria ta este și nu că nu v-ați luat și cu puțină vaselină? Da, pe asta zic. Teoria lui Costi e că ăsta fiind un tip kinky și având un brown în obuz și l-a băgat în anus, problema e cum a venit colegii. Până la urmă, s-au dus să da, facă alea cu pipăitoarele, cu nu știu ce, și la un moment dat ăsta tot mergea mai greu și făcea... Nu cred că s-a ajuns acolo. Ce ai, mă? Ce mă cu tine? Bă, mi-am băgat un obuz aseară în cur. Nu, mă. Să mă scoși, hai, dragă, la spital. N-au avut nimic de comentat. Nu. Eu cred că a stat vreo două ore acolo pe câmp. N-a putut să-l scoată. Aici a apărut problemă. Cum dracu să nu poată să-l scoată? Păi că l-a băgat. Păi dacă a ajuns la doctor, înseamnă că n-a putut. Că dacă putea, îl scotea și era liniștit. Da, mă, l-a integrat corp. L-a integrat corp. Da, dacă era la rugină, rugina aia rupe, rupe aia. Nu. Dacă e ca la gulonț în capă de tot, mai are un șențuleț. Fii atent, ascultă un cențiomul ăsta, că el știe. Ia spuneți. Dacă e ca la gulonț. Nu, mă, era rugina aia după noroc. Ceva a fost că l-au acoperit ăștia, adică au fost împreună. Am zis, domne, a tu căzut. Zici că nu e adevărat. Eu zic că nu e adevărat, n-are cum. Ori e cioacă, ori ți-am zis. Ăsta avea oricum el niște obiceiuri și atunci s-a pupat cumva pe asta, ăla... arătând așa, ducându-l cu gândul da, la el cred că s-a dus zâmbind la doctor și a zis... un accident! Anul a început sub semnul mișcărilor de la, din America, cu susținătorii lui Trump. Trump da. Nu și-a asumat înfrângerea, cum s-a întâmplat, știi ce s-a întâmplat? Că de la Capitoliu, Capitoliu, nu? Da? Uh-huh. Și asta este o poză care a făcut conjurul lumii, adică da, peste cu... tot în lume. Ale, bizonul. Vreau să vă arăt un singur lucru. Ăștia ca ăștia. Băiatul ăsta este singurul care a venit cu badge-ul de la servicii, l-au recunoscut tot și a fost dat afară de la servicii. Ah, nu sărac, cred. Dar bă, revoluționar cu badge-ul la gât. Bă, da, bă, săracu. El a zis, mărșul la revoluție, a strigat, a strigat, uitat. L-au întrebat cine ești. Nu zic. El are buletul aici. Păi și cum vă cheamă pe dumneavoastră? Etena, ghiciți, eu nu, pandele. Dar are și fața, săracul, trădează. Și aici mare scria da. Vodafone. Uite-l, bă, săracu, bă, cum arată.
Că el nici nu știe că a fost acolo. Bă, a fost o greșeală sau au încercat să intre în Capitolul? Singuri au sărit baricadele la începea cu aia acolo. El s-a gândit, băi, am voie să vin aici să-mi exprim. Toată lumea, eu. Îi dădea eroare. Da, nu, nimic. Că merge. Printre ei s-a aflat și tipul ăsta care a plecat cu pupitru. Adică, și uite poză, după ce a furat pupitru. Foarte mișto. Da, mă, nu mi-e nimic. E magnet de frigider ăsta. El l-a dus la lipit pe frigider. Aici. Am bine, fost da. La Capitol. Ce e acolo? Asta e lejer de vară. Mă uitam zilele trecute că turcii au scos, așa era știrea. Turcii au scos iatagarele în Parlament. Adică efectiv au scos din geantă niște cred. Chestii. Așa nu există. Hai, mă. Nu există, mă. Nu cred, mă. Ba da, care este opțiunea ta vis-a-vis de legea numărul 35? Eu cred că nu niciodată. Mai bine litera 4 din cod penal. Nu, n-are cum. Bine? N-ai, mă, cum. Nu există. Mai zi acum, da. Da. Păi suntem bine, mă. Deci înseamnă că e bine. Vezi, uite, ce că mai auzi astea. Cum e la noi. Bă, e bine încă. E bine. Abia acum trecem la lucruri serioase. Aole, eu doar, vă spun, eu doar că... vă spun ce se întâmplă și voi îmi comenta sau nu. Până acum a fost maca-maca. Da, da, da. Pe stația spațială SpaceX s-au stricat toaletele și asta înseamnă că unii dintre astronauți care se întorc sau... trebuie să întoarcă cu Pampers. Băi, acum asta e clasică și pe vremuri, la începutul, la primele misiuni, se folosea Pampers-ul. Păi da, dar acum a obișnuit să fac caca la WC-ul, ăla n-a mai mers... Da, frate, da, da, aia da, sunt... câți dintre ei s-au căcat pe ei, acum pe bune? Păi eu știu, că îți dai seama câte mai cu frică. Câte pachete de Pampers avea? Băi, băiatule, până la călăraș dacă te duci tot te piși de două ori. Da, să vii de la... Păi da, aia zic, vii de la mama dracu. Și nu cred că au ei sticlă de alea de larg la gât. Oricum, știai când costume, când e să facă, să repare sau să chestii, poate să dureze o oră, două, depinde. Au Pampers. În costumul ăla, dacă dai drumul, vine în cască, cum a venit. Nu cred că splutește pe aici așa, că niște culete. Te un pic. Faci așa. Faci și atunci, da, o Pampers. Adică, vezi, am evoluat noi, dar asta n-avem un furtun. George, am un căcat pe nas. Da. Și că atunci, nici nu poți să-i faci cu mâna, cu nimic. Nu. Da, ești așa. Nu. Dar asta cu Pampers e destul de... E înăuntru. E liniștită. Și cred că la un moment dat fac... Gata! Da. Și îl bagă la loc. L-am luat! Da. Îl bagă la loc, că nu ne... Eu trage. Cred că se vede cine e cel mai inteligent dintre noi trei. Trebuie să prinde lumea ușor, ușor. Merge. Cine e cel mai bine? Cardu. Un bucătar a fost condamnat la închisoare după ce a ucis un om și a îmbolnăvit alți 31 cu o plăcintă insuficient de gătită. Și a fost condamnat la? La închisoare. Nu știu cât. Păi a omorât un om și a îmbolnăvit 31. Bă. John Cruce, bucătar șef la un local dintr-un comitat al Anghilei, a primit o pedeapsă de 4 luni de închisoare după ce a ucis o femeie și a îmbolnăvit 31 de oameni. El a fost grăbit și a gătit insuficient o plăcintă cu carne tocată. De seama ce probleme avea aia? Păi ce probleme avea ea? Ia atent ce urmează în știre. Bă, Elizabeth Newman, așa, în vârstă de 92 de ani, aia zic, a vomitat în repetate rânduri după ce a mâncat plăcinta, dar din păcate acesta a murit la scurt timp. S-a vomitat sufletul. Băi, da. Stai mă puțin, mă. Azi mă predau. Era o croazieră, nu? Nu. Sau ce era? Nu era, efectiv, s-au dus la... La restaurant. La un restaurant. Și a continuat să mănânce chiar la că, bă, mi se pare că nu prea ai făcut ceva de regulă acolo. Păi, tu ai mâncat jumătate de oale ca sarmale. Bă, la 12 lire, știi cum e? La picioarele, frate! E fragedă. 12 lire, ține minte, femeie, că odată te-am scos în oraș. Mai simt. Asta e, frate, mi-e rău. A murit? A murit, bă. S-ar putea să nu fi meritat la 12 lire. La urmă să rămân singur. Dar tu dacă erai, n-aveai nimic. Dar și ăsta a ieșit lejer bucătarul, 4 luni. Lejer, ești nebun? Da, m-a fost din greșeală cum ar veni. Da, mă. Nu am vrut să mor dacă am vrut. Uite, alții mănâncă o oală de sarmale și n-au nimic. Crude. Nehemias Chapida, 68 de ani, care sărbătorea ziua... Ține minte asta, Nehemia. Care sărbătorea ziua de naștere, a mers în parcul de distracții Maya View de undeva din Oro, un oraș de pe insula Mindano, unde s-a pozat lângă diferite exponate. Așa. Din nefericire, a făcut o confuzie gravă când a crezut că un crocodil de 4 metri aflat într-un bazin este din plastic, pentru că stătea nemișcat. Așeza liniștit la marginea bazinului pentru a-și face un selfie, a fost atacat și mâncat de crocodil. Cu totul, deci na. Aici văd și asta, mă, nu văd semnele, mă.
Știi că la un moment dat oamenii ăia de lângă erau... Ei, îi vedea, știi că erau... Poate mă avea aparat auditiv, mă. Nu, dar n-a fost nimeni de acolo, mă, din staff. Că dacă erau ăștia, băi, vezi că nu e de bă. Vezi cu aparatul când se... Uleu, asta a fost. Dar ultimele cuvinte au fost: uleu, asta se mișcă, bă. Dar tu îți dai seama cât a selfie-ul, ce selfie a ieșit? În poza a zis. El cred că a făcut aia. Ăsta e dracu. Ăsta a băgat efecte speciale, bă, să se mișcă fundal. Bă, dar ce bine se mișcă și că e real. Da. Uite, bă, și face ca aia, aia cu prăjită. Eu nu că a murit, m-am încărcat. El a crezut că e la Râșnovo, la Dino Park, la Dino. Dar nu era. Îți dai seama ce selfie, că... Și dată întâmplare, știi, să crezi că e foarte de plastic, adică cât de tâmpi. Dar cum e asta, știi, că te uiți în telefon și la modul... Da, mai e, nu mai e. Ce? Eu te uiți nebun la cap. Știi? Mai, e aici! Dar n-apuci, că ha, ăla e mâna, e luată. Da, e... mă rog, fracțiune. A plecat. Bă, hai să mergem la petrecere, că ne așteaptă fetele alea. Bă, ar fi interesant, nu? Să facem și chestia. Dăm drumul și oamenilor că să terminăm podcastul, pentru că și ei trebuie să ajungă, da. Unii pe acolo, unii pe partea alaltă. Aveți camera acolo la chelie. Da. Dacă vreți să ziceți ceva oamenilor, o urare, un gând, orice, da. Începe Revelion. Demonstrează un gest. Ce? Nimic. Eu atât vă zic. Să fiți sănătoși și atât. Atât. Decât sănătate, că e mai bună decât toate, cum zicea vorba aia vechi. Da. Atât. E, cred că, cel mai important. Să fim sănătoși cu toții. Tu și... nu lua vorba mea, bro. Dar ai voie să ceri ceva. Bă, să fiți bolnavi cu toții. Bă, să ne atragă, bă, toți. Neagră, bă, 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 nu, mă, sănătate. Sănătoși și cardul plin, cum ar veni, dacă nu se există, poate, bă, dacă nu se poate măcar card. Mediu, dacă asta nu se poate mediu, măcar să fie. E o prostie asta cu cardul, că am eu card. Nu, mă, că a luat-o personal acum. Eu nu, mă, să fie, sănătate. Să aveți grijă de voi. Să aveți grijă de voi și să fiți sănătoși, că na. E mai oameni bine dragi, ăsta a fost podcastul pe anul ăsta, ăsta a fost Da Bravo, sper că v-a plăcut, v-am dat o ediție specială în seara asta pentru că am zis că să ne vedeți pe noi cum suntem înainte de petrecere. Corect. Am și luat-o ușor pe ulei că mai sunt 3 ore și trebuie să cântăm și mai bine să avem voce decât să n-avem voce. Da. Vă mulțumim încă o dată, sper să vă găsească 2022 așa cum v-ați propus, să fiți mai buni unii cu ceilalți, să vă iubiți mai mult și să vă meargă bine. Din partea noastră, încă o dată, multă sănătate, ori 3, ca să nu avem probleme. Și să vă meargă totul, cum să vă spun eu, ca unse. V-am pupat, Da Bravo se retrage pentru petrecere, să ne îmbătăim, să mâncăm. Costi a fost cu noi, Mihai a fost cu noi. Vă mulțumim foarte mult pentru tot. Comentarii, share, subscribe și toate alea. La mulți ani, sănătate! 2, 3, 5.